În primul rând că sunt fericită că jucăm, că am reluat acest spectacol. Nu credeam că o să mai fie posibil, dar este minunat că toți au vrut și colegul nostru, Ion Caramitru, a vrut lucrul ăsta și când i-am spus că suntem de acord să reluăm spectacolul, a fost bucuros. Este un text pe care îl joci odată în viață și este o bucurie pentru un actor să joace într-un asemenea spectacol, un asemenea text genial și la o vârstă în care chiar știi ce înseamnă fiecare cuvânt pe care îl scoți pe scenă. S-a întâmplat să avem pauza asta imensă. S-au întâmplat foarte multe lucruri cu noi, cei mai în vârstă. Multe lucruri în legătură cu sănătatea. Și evident erau mari semne de întrebare dacă și eu și Victor vom mai putea relua ca actori vreodată activitatea pe scenă. Sunt foarte fericită că mâine avem spectacol. Sunt foarte fericită și sigur că mi-e îngrozitor de frică. Niciodată nu mi-a fost atât de frică nici de foarte marile spectacole în care am jucat. Așa cum nu mi-e frică, dar de fapt emoțiile sunt foarte mari pentru mâine seară. Este un text care îți pune o oglindă în față atunci când ai vârsta pe care o avem noi și eu și Victor și sigur că nu toată lumea înțelege, dar oamenii mai în vârstă cred că înțeleg. Spectacolul ăsta este pentru toți spectatorii naționalului care vor să vadă un spectacol premiat, un spectacol făcut de doi regizori tineri minunați, care ne-au înțeles foarte bine și noi i-am înțeles pe ei, sperăm. Atunci când repetam acest spectacol, aveam altă vârstă, era alt context și aveam altă vârstă, eu cred că acum spectacolul este mai aproape de adevăratul mesaj al lui Eugen Ionesco. Sper să le placă și varianta asta și să ne comunice prin emoțiile pe care le transmit și publicul transmite emoție către actori, nu numai noi emoționăm, și ei ne emoționează pe noi. Așa că eu sper să fie un spectacol pe care să-l iubească și să-l prețuiască, pentru că noi toți de pe scena asta îl dăruim cu mare, mare drag.